Astăzi o să vorbesc despre ce presupune jobul de inginer automatist în industria auto și anume jobul de inginer automatist integrator. Munca sa se împarte în două părți, o parte de programare și o parte de integrare și o să vorbim pe larg despre fiecare dintre acestea. Începem cu partea de programare, care se referă la programarea unui proces prin intermediul unui automat programabil. Pentru început, sunt mai multe tipuri de automate programabile care provin de la diversi furnizori și în funcție de asta, automatele au anumite caracteristici și se programează cu un anumit software de programare. Și o să vă dau acum câteva exemple. Automatele de la Siemens se programează cu TIA Portal, ceea ce lucrăm pe acest canal, iar automatele de la Schneider se programează cu PL7 Pro. Și mai sunt și alte automate, precum de la Allen Bradley, de la ABB și așa mai departe, lista poate continua. Cele mai utilizate în industria auto sunt automatele de la Siemens, cel puțin în Europa. După cunoașterea caracteristicilor și a unui software de programare, trebuie să cunoaștem cel puțin un limbaj de programare și acestea sunt Ladder, cel mai utilizat, SQL sau, spre exemplu, GraphSet, care este mai puțin utilizat. După realizarea programului, se creează o interfață între program și operator. Aceasta să-i permită operatorului să realizeze anumite operațiuni, spre exemplu, punerea în funcțiune a liniei, oprirea liniei și diagnosticarea acesteia. Pentru a putea programa, este necesar să știi să citești scheme electrice. Acestea ne spun care sunt echipamentele conectate la automatul programabil, care sunt intrările și ieșirile acestuia și reprezintă scheletul programului. Aceasta a fost partea legată de programare și acum vom trece la partea de integrare. După ce au fost montate echipamentele instalației și au fost conectate electric, urmează să fie testate. Testarea presupune verificarea că echipamentele au fost alimentate corespunzător și că acestea comunică cu automatul programabil. După testarea echipamentelor, urmează configurarea acestora și apoi verificarea funcționalității prin intermediul programului. Se verifică funcționalitatea echipamentelor și funcționalitatea programului, că acesta corespunde cu procesul inițial stabilit. Iar faza finală constă în fiabilizarea procesului și la îmbunătățirea timpului de ciclu. Pe parcursul acestor două etape se poate realiza și documentație care constă în descrierea modului de funcționare a liniei și la testarea fiecărui echipament în parte, care să ateste că fiecare echipament a fost testat și funcționează conform cerințelor. Un inginer automatist are nevoie și de câteva skill-uri suplimentare și anume să cunoască o limbă străină, cel puțin o limbă străină și anume engleza, la care, bineînțeles, este un bonus dacă știi să vorbești spaniolă sau franceză sau germană. Și, de asemenea, are nevoie și de o capacitate mare de adaptare, deoarece ești într-o continuă mișcare dintr-o țară în alta, de la un furnizor la altul. Acum să vorbim și despre partea salarială. Un inginer automatist începător pornește cu un salariu de la 2000-2500 de lei, fiecare în funcție de capacitățile sale, bineînțeles, dar avantajul este că într-un an, 2-3, poate să-și dubleze salariul, chiar să și-l tripleze. Ca automatist, de cele mai multe ori, salariul este compus din două părți, o parte care este reprezentată de salariul de bază și o parte care este reprezentată de diurnă, o sumă de bani pe care o primești atunci când mergi în deplasări pentru a-ți plăti cazarea, mâncarea, transportul, depinde de fiecare companie. Spre exemplu, pentru o deplasare din România în Franța, puteți să primiți suma de 80-120 de euro pe zi pentru a-ți plăti cazarea și mâncarea, iar transportul să fie asigurat de firma, compania pentru care lucrați. Sper să vă fie de folos acest clip video și nu uitați, dacă vreți să rămâneți informați despre subiectul automatizărilor industriale, să vă abonați la acest canal. Vă doresc succes și pe data viitoare!